Ia te că e cu auriu, ia te că e cu valoare. Ceva fiind pentru mafiotul din tine. Salut amicii mei, bine v-am regăsit la un nou vlog. De data asta, nu mă jurați, am reușit să fac șosetele la cameră. Avem un vlog foarte special pentru că astăzi mergem la munte, da? Îl așteptăm pe Lecturicu să vină să ne ia pentru că mergem cu a șasele, nu mergem cu a optul. Da, n-am cauciucul de iarnă. Bine, aș fi rezolvat problema asta, dar nu vreau să mai conduc, frate. Nu suport drumul de munte. Eu sunt unul dintre șoferii care nu le place drumul de munte. Pe mine dumă să conduc la mare, la soare, nu mă duce la frig, la munte, că nu-mi place. Așa că am făcut bagajele, îl așteptăm să vină pe domnul Lecturicu. Mergem la munte, mulți youtuberi, streameri și așa mai departe. O să fie foarte tare, vă garantez, o să fie foarte, o chestie foarte interesantă. Așa că vreau să apăsați chiar acum pe butonul de like. Mie mi s-a înfundat urechea dreaptă și nu pot să mai desfund. Ia uitați, îmi las și eu aici frumusica. Eu mai și plouă afară, urechea mi s-a înfundat. Au venit și cei din familia Obret. Salut, frate. Ai căsit cu mine. Ia vezi, frate, mamă, ce porbagaj mic ai. Unde, mă, că e mai mare ca al tău? Nu e adevărat. Da, du-te de aici. Nu e adevărat. Tu nu vezi încolo în spate, ia uite-te. Ia vezi, frate, în spate e la fel ca în față. Lasă, în spate e altceva. M-am hotărât să plec și să-i las aici. A, ia uite-l, ăla plec aici. Să trage mașina mai în față, cineva mă sună și nu știu ce vrea de la mine, dar n-are problemă. Ne-am luat un sandwich. Îl așteptăm pe o viță. Pentru că vine și el cu noi, bine, cu altă mașină, că nu avem loc, că ăla e mare. Și mâncăm, că nu mai pot foame să rup, să-mi plăni. Prietenii mei, nu v-am zis, dar noi acum la munte, am făcut Secret Santa. Nu o să vă spun ce cadou am luat, nu vă arăt, am să vă arăt doar cadoul pe care am să-l primesc eu, pentru că nu vreau să fim demascați. Pot să spun că eu și cu amicul am fost puțin cam troli. Nu-i așa, amice? Unul mai mult ca altul. Dar nu, vă spunem dacă vor ei și după sunt de acord să spunem fiecare ce a luat, pot să spunem, dar nu vreau să stricăm surpriza. Dar vă spun eu că dacă aș ști, v-ar plăcea sigur. El este o viță în caz că nu știți și vine și el cu noi la munte. Băiat ca lumea, băiat valabil. Bine, acum face pe durul, dacă nu o să vadă camera, o să înveselească. Face pe interesant, o? Da, bineînțeles. Ne-am oprit aici să facă lumea pișu pentru că nu se pot abține. Eu, vorba aia, când eram în război, m-am ținut zile întregi o viță. Păi da, bineînțeles. Și voi nu vă abțineți 100 de kilometri. Riscul de asta în spate. Că-ți vine rău. Mamă. Deci, v-am zis că nu suport muntele, nu? Ei bine, acum să nu-l mai văd în viața mea. Mi-e rău. Nu opriți. Că dacă e, dau la bubă și pe geam. În sfârșit am ajuns, băieții, am trecut de rău. Mamă, ce mișto e aici. O viță e și el aici pe situație. E frumos aici la cuibul de lemn. Mai venim. Frumos. Amice, îți place? Am ajuns, ia uitați-vă ce fals e ăsta. Cine, bă, eu? Tu ești fals, da, cât de treba eu pe vlogul meu, nici nu vorbeai. Dar nu eram concentrat să discut camera. Ia uite o viță ce-mi place de el. În viața lui nu a făcut un vlog. Ba, am făcut, frate. În Maldive, când am fost cu telefonul mobil. Ăsta face de la Maldive? A stricat Maldivele, l-am filmat cu telefonul mobil. Bă, dar s-a ajuns, bă, pe la relaxare, nu la vlogări. Dar voi tot la muncă, mă. Băieții, așa ceva, eu n-am mai stat în așa ceva, să vă arăt și de ce. Aici este partea de jos unde o să locuiască familia Obret. Și sus, aici, este familia Bercea. Și ca să vedeți, stați așa să urcă, dacă dau cu capul pe aici. Aoleu! Ia stai puțin, dă-mi voie, te rog, mulțumesc. Deci aici să dormim noi. Ideea este că sunt convins că... Bine, frigă. Aici dacă mă supăr, îi scuip în cap lui amicu. Mie îmi place, dar nu-mi prea îmi place. Pentru că dacă sfărâie cineva, eu nu pot să mai dorm. Prosoape la discreție ne trebuie. Mamă, dar ce ciudat e, n-am mai stat așa ceva. O să conviețuim ca într-un... Asta era un fel de vilving. Aici este baia, bă, baia e mișto. Dar vă dați seama, când o să folosească unul din mine sau Lecturicu, nu o să mai folosească nimeni după. Asta e problema. Și cred că a fost folosită de curând de cineva. Dar o să fie o experiență inedită. Eu n-am mai trăit așa ceva în viața mea. Vreau să văd cum conviețuiesc cu alte persoane, știi? Asta o să fie ideea. Lăsăm acum bagajele și mergem să mâncăm pentru că ne este foame și să vedem cu cine ne mai întâlnim pe aici. Isi. Eu pot să rezolv ușor mai multe probleme aici, unul la mână. Pot să nici nu mă spăl când stăm aici. Doi la mână. Pot să... Ba nu, cu treaba mare nu. Dar pot să dorm și îmbrăcat, deci eu am rezolvat mai multe probleme, n-am problemele astea de intimitate, doar la baie. Am tot vorbit, hai să mergem să mâncăm, să vedem
Este foame. Eu mi-am revenit acum. Nu mai mi-e așa de rău. Am o precizare, cartela să rămână la cineva capabil. Hai noroc, amici. Hai noroc, amici, acolo. Numai bine. Da, aici mai aproape, că ne putem. Ai. Eu ard în stil italian și am mic un stil țărănesc. Stil italian? Da, ce stil italian? Cu cine se mentu grasule? Eu? Berlusconi. Acum așteptăm masa, cina, pentru că am servit și niște papanaj după. A trecut ceva timp, n-am mai filmat. Îl avem aici pe Teo. Am vrut el, să apară și eu în acest vlog. El încearcă să mă convingă că e mai bun Messi. Chiar m-a provocat la o FIFA, dar am zis că îl mai las puțin. Să mai învețe. Așteptăm acum cina, după care vine moșul. În seara asta vine moșul, băieți. Așa că să vedem dacă am fost cu minte sau nu. Oare ce cadou primește Berce de acesta? Nu știu. Oare să fie noul A7? Nu, no, noul A8, A8. Că rec la A7-le, noul A8. Nu, nu, nu. N-am așa speranțe mari. Dar tu ce crezi că o să primești în seara asta? Eu? Da. Mi-ai luat cadou? Mi-ai luat cadou? Nu știu. Ia zi. Cred că de-aia apare un vlog, de fapt. Zici? Iată că l-am prins. Bă, n-am văzut așa ceva, bă, băi. Ce-ți luat acolo, mice? Eu? Mi-am adus un iPhone. Oh, bun, eu mi-am luat aici... Ce? Nu știu ce mi-am luat, dar să avem poftă. Ce ai, amici? 90% înțeleg. Mi-a zis cum se cheamă, dar nu mai rețin. E taco? Nu e taco, e cu nume din ăsta spaniol. Ta-i bună? Nu știu, ia să vedem. Așa mă gândeam eu că faceți. Bună? Băi, bun. Ce? Băi, cum e posibil, mă? E pui? Pui cu casaveți, nu știu. Îl avem aici pe reprezentantul României la categoria grea și pe reprezentantul... Puerto Rico. Nu, peste așa, pe și al Chinei. Aici era al Chinei. Al Chinei, nu, că stai asta aici. Ia, ia. Ce figuri pe ei. Primul cadou a venit în seara asta este un fes marca GG Industry. Ia uitați ce cadou mișto. Zici că-s mutulică, pe bune. Ia unde de la mine. Să zic așa. Noi ne-am luat libertatea să luăm cadouri și pentru plusurile voastre. Bă, are suflet de mamă, bă, da. Să ne uităm la el, să vedem ce e, să spun apoi dacă vreți cine l-a luat. Sau să-i propunem să ghicească cine l-a luat. Mișto. Și apoi să spunem cine de fapt a fost moșul din spate. Dacă vreți, dacă nu vreți, nu spunem. Deci cineva acum... Eu vreau! Ma! Cine e acolo? Teo! Aplauze, vă rog! Nu pot să mă rog. Am primit un buton de 1 milion de abonați. Pe Facebook. Nu spune mai rău să primește ea. Tu știi ce e sau care e treaba? Ia! Uaaa! See you! Calma! Ia uite-le, ia! Te auzi ca pe sticker? Te auzi ca pe sticker? Numărul 1, cel mai bun marcator al tuturor timpului. Da, yeah. Corect. Și Messi, ia și... Cine e treaba? E Berce, cine știe cel mai bun. Hai că nu e adevărat, nu l-a luat Bercică, bă. Nu l-a luat Bercică, bă. Da, bă, e de loc. Bercea. Filmează-mă, te rog. Bă, să nu pui... Aia mea, n-am mai deschis un cadou de când m-au arestat. Fii atent că e cu auriu. Fii atent că e cu manoare. Ia, o curea, eu zic că o curea. Ce? Ce? Portofel? Fii atent. Să ții milioanele în el. Fii atent. Ăla ce e, mă? Nu știe lumea ce e. Știu cine mi-a luat. Cine e drag? Ovi? Da. Și fii atent! Fii atent! Ceva fiind pentru mafiotul din tine. Te pup, omitor! Te pup pentru mine! E, nu! Cingem în seara asta! E cu Happy Meal-ul!
Ia uitați ce mi-a luat. O viță, că știam că el e. Avem aici un portofel pe care o să-l și folosesc. Să bag milioanele de euro. Un trabuc. Și avem și un bilețel care pun pariu că e scris de mădă și scrie așa: ceva fiind pentru mafiotul din tine. E o viță, le are, e finuț, e băiat finuț. Și pentru Teo, băieți, că Teo, am oprit filmarea din greșeală, i-am luat ceva ca pentru sufletul lui. Auzi că mi l-au luat pe Messi, că nu știu ce, că... Oh. S-a lăsat și cu mătrele duce în spate și de a, da? Pe bune? Îl are pe Messi pe spate. Na, dacă vrei să ții și cu Messi, ai aici un voucher, cheamă așa. Pe bune. Ce ai primit? Da, bineînțeles. Mare vorbează. Ua, frumos, da. Uite, bă, de la Bercea, vezi? De la Bici. Mulțumesc mult, nu trebuia. Mulțumesc. Să-mi dai mie pe asta. Nu. Ce-ai primit aici, Tomă? Iar au sărit din buget, iar au sărit din buget. Băi, că am sărit a treaba. Dar-i plața, mafia lui. Uite, mai de la Kelvin Klein. Da, bă, ia uite, ăștia fac cu schimbul. Da, Tomă. Nici ăsta nu e buget. Să-l bei cu noi. Da. Veșine! Veșine! Ce faci, băi, veșine? Zi tu mie, cum e, zi tu mie, cum aș putea să dăm amice, așa? Păi, amice, păi trebuie să te cam obișnuiești. Păi de ce? Ca peste vreo 50 de ani așa o să stai. Păi până atunci am timp să mă obișnuiesc, dar nu voiam să mă obișnuiesc aici așa. Hai, amice, amice, știi că e prima oară când facem treaba asta, nu? Ce? Să dormim toți patru. Să știi că, bă, este prima dimineață. N-am dormit așa rău. Problema a fost că Lecturicul și cu Andra, mai ales Andra, sunt foarte... Le este foarte frig. Și au dat drumul la două aerotherme din ăștia, a încăpia sus de căldură, nu mai puteam. Asta a fost singurul inconvenient, am murit de cald. În rest, a fost ok. Ei au luat înainte, acum plecăm spre micul dejun pentru că... De fapt, nu prea mi-e foame, dar vreau să beau un pahar cu apă rece, o cafea. Nu știu dacă se poate vedea. Pe mașina lui Oviță se află un pahar cu nu știu ce e în el. S-a dus la mașină să-și ia ceva, n-a găsit și când s-a întors, s-a întors fără pahar. Și toată seara bea din paharul meu și îmi zicea mie că este paharul lui. Și de fapt uitați unde este paharul lui. Deci eu stau acum în pat, aștept să mă duc la masă și mă doare cap. Dar avem o surpriză diseară. Toma a zis că o să primim niște premii. Eu nu știu dacă pot să vă filmez. Oricum, cred că vă arăt premiu. Am niște treabă pe laptop și mă doare capul. Nu că aș fi băut, ci că m-a tras frigul aici. Ce un pic peste aia, nu să vedem ce faci. Ia. Oh, salut, amice, ce faci? Ce faci aici? Băi, uite, aștept să mi se descarce LOL-ul. Adică? Păi uite ce am aici. Avem un super laptop, băieții, de la Asus, care este foarte, foarte portabil. Deci uitați-vă și voi cât de mititel e, cât de portabil, cât de... Adică poți să iei cam peste tot cu tine. Și ce e mișto, că are RTX 3060 și ea, da, și AMD Ryzen 9. Așa că ce mai vrei? Arată bine. Bă, să știi că arată foarte bine, e mic, e compact, e foarte, foarte ușor. De uite și îți într-o mână, așa. Bine, acum l-am băgat și aștept să mi se ia LOL-ul, să-i dau așa puțin, știi că... Dacă tot am la nicio ce... Ce de cât de joci tu LOL? Păi mă joc așa. Așa în timpul liber, e? În timpul liber, așa, că nu mă joc pe telefon, mă joc și pe laptop. Îmi place, uite, stai așa în pat, stai... Tu îți dai seama că laptopul ăsta este și portabil și are și RTX 3080, adică poți să te joci... Este foarte puternic, dar e și foarte portabil. E, și arată și mișto. Foarte mic, adică nu știu cât de bine vă dați voi seama pe cameră, dar e extrem de mic ăsta. Adică nu știu să vă spun, dar e perfect dacă să-l ții într-un ghiozdănel, să-l iei cu tine în tren, în autocar, în excursie, e ideal. Și poți face treaba și se mișcă foarte bine. Mă dezamăgești, dacă tot ai RTX, trebuia să bagi și tu un joc care are RTX. Amice, nu prea îmi permite internetul să descarc un joc aici cu RTX, dar promit că urmează. Pentru ce te-am trenat? Te-am primit la echipă? Da. Am primit un contract jupân. Vreau să mișcă bine. Bă, și fii atent. Ia, ține spate, ține spate. Fii atent. Știai de asta? Da, știam. Dar fii atent aici, 240 de frame-uri constant, așa, la mișto. Băi, nu am făcut nicio setare, nimic, adică gen să nimic, mișcă la 12. E pentru aici. A? Ce? A? Îl lași pe Zira? Da, bineînțeles. 2-0, bravo, amice! Amicule are, păi de la... amicul a jucat în tinerețe. Păi dai și la ăla, deci... Pice, pune căcană, pune căcană! Nu am. Mamă! A, nu am quick... A, nu ai quick chest-ul. Bine?
gata și cu joaca băieții, ne-am jucat destul, am câștigat așa un meci de Jereanu și mergem să mâncăm ceva pentru că este ora prânzului, să vedem ce avem pregătit, ce bunătăți mai avem. O să mă bag băieții acum să-mi urc și niște clipuri pe YouTube ca să vedeți avantajul de a avea un laptop foarte, foarte compact după tine. A, dacă vă întrebați cum se numește acest laptop, se numește Asus ROG Zephyrus G14. Este un laptop foarte, foarte compact, deci asta îmi place maxim. Este foarte mic și poate foarte multe. Execuție de mare finețe. Zici, așa, da, am mers odată, dar nu. Bă, că vrea să ia pe aia neapărat. Nu, am ce ia să o masă de lângă. Nu știu. Da, e fake, nu se mișcă. Aia, da. Aia de jos, dacă vrei să iei. Bă, dar nu mai merge, bă! E stricat, amici. Nu, alune, că nu sunt prefăite. Dar sunt prea abrazive. Uite, mă, dă, pune mâna, să vezi, aș fiu așa. Hai că sunt bun. Am zis soar și eu mai sănătos astăzi. Da, foarte. Hai, taci din gură. Am încercat și eu să dorm puțin și asta m-a trezit. Am încercat eu să-mi fac eu o farsă, doamne, să-mi fac o farsă. El mai crede că mai sunt timpurile alea când, când se făceau farse pe YouTube. Nu se mai poate, frate, gata. Au apus de mult. Haideți să vă arăt ce am primit. Am primit. Felicitări, Bercea, ești pe locul 2 la categoria Minunea Blondă. Asta pentru că eu sunt fan Universitatea Craiova. Minunea Brunetă, scuză-mă, că de la Balaș, vezi? Pentru că eu sunt fan Universitatea Craiova și m-am asociat cu Ilie Balaș și mi-au zis că eu sunt Minunea Brunetă, dar sunt pe locul 2. Am primit și eu o medalie pentru locul 2 din alte motive, dar le mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Adică chiar îmi place, s-au gândit frumos băieții. Îi felicităm. Chiar e un gest frumos. Și l-avem aici, o să-l pun undeva frumos. Și locul 2 contează. Minunea Brunetă. Așa că să se noteze acolo. Gata și cu distracția băieții, este ultima zi. Mergem spre casă, lectoricul e foarte bolnav, nu știu ce are. Mergem să facem o poză de grup, după care mergem acasă pentru că e neapărat să ajung amice până la 3. Finala de la Formula 1, ești nebun. Ce, băi, dai talpă, nu știu ce faci, o omori, dai. Să sară plăcuțele din ea. Pivoții. Cam atât, băieți, și cu aventura noastră de la munte, cu Gigi Industry. A fost foarte frumos, eu m-am simțit foarte bine, chiar le mulțumim pentru că au organizat team building, să-i zic așa, care a ieșit super, am râs, ne-am distrat, chiar a fost frumos. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, nu uitați să vă abonați, deci fac un apel, abonați-vă pentru că e cel mai frumos, aprinde și clonțopelul ăla de notificări. Un follow pe Instagram, Bercea Ionuț, pe TikTok Bercea, pe YouTube Bercea cu globopoțel. Acum trecem și noi la treabă pentru că gata cu vacanța, iar noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!